Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ne revedem din nou într-o seară tristă, într-o seară de doliu, aș putea să spun. Numai puțin de 5 oameni, 5 români, 5 pacienți și mai grav, și-au pierdut viața astăzi într-un nou incendiu. A spune că aproape din lună în lună ne lovește câte o tragedie și parcă nimeni nu vrea să înțeleagă că trebuie făcut ceva și nimeni nu vrea să facă nimic. Cam așa aș începe în această seară, o seară tristă, cum spuneam, cu marcată de încă o tragedie. Ca de obicei, însă, invitatul meu de vineri seara, sociologul Valentin Fulger. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, domnule Tașcă! Bună seara tuturor telespectatorilor noștri! E bună seara, domnule profesor! Este o formulă, domnule Tașcă, pentru că, exact așa cum ați spus și dumneavoastră, din păcate, se continuă seria ororilor din sistemul românesc de sănătate. Nu este momentul să glumim, dar ritmicitatea cu care aceste incendii au loc, ritmicitatea aceasta cu care se pierd vieți omenești ale unor oameni care nu s-au dus în stare gravă în spitalele din România, este de natură să ne înspăimânte. Și stau eu să mă gândesc dacă nu cumva numele sistemului românesc de sănătate ar trebui schimbat, ar trebui să inventăm ceva, un oximoron, adică să fie sistemul sănătății bolnave. Pentru că altfel a continuat să perpetuăm această denumire de sistemul sanitar din România, în condițiile în care este departe de așa ceva, înseamnă că picăm într-o buclă periculoasă în care riscăm să retrăim la fiecare câte 2-3 luni de zile așa ceva. Vă reamintesc că s-a debutat cu maternitatea Giulești, unde au murit copii nevinovați, deci absolut nevinovați, niște copii care de-abia veniseră pe lume. Nici vorba să fie bolnavi, s-a continuat cu colectivul, s-a continuat cu Piatra Neamț, iată că acum, nu știu de ce cred, Dumnezeu să ferească să fie așa, că incendiul de la Matei Balș este penultimul. Cu siguranță, da. Vă mai spun ceva și ce cred eu că trebuie să ne înspăimânte este faptul că autoritățile emit ipoteza unui incendiu care este generat de o aerotermă sau de un încărcător pentru telefon. Telefonul mobil. Asta mi-arată altceva. Mi-arată încă o dată corupția din sistemul sanitar din România, pentru că totul, dar absolut totul, în formă financiară s-a dus către salarii și în niciun caz pentru întreținere, în niciun caz pentru investiții, în niciun caz pentru modernizare, tehnologizare și așa mai departe. Uitați-vă, inclusiv la mașinile astea, la izolete, mai ales anul trecut, prin martie, aprilie, eram obișnuiți, intrau în niște spitale care sunt sau aduc înfiorător de mult cu Auschwitz-ul. Tocmai s-a aniversat și s-a comemorat. În interiorul acestor garduri coșcovite și acestor spitale care stau să cadă, se găsesc persoane care au foarte multe ifose de oameni de știință, care sunt plătiți cu câte 5-6 mii de euro pe lună. Și le mor, chiar. Le mor pacienții din cauza unui încărcător la baterie. Mai aud astăzi că și văd că există această exonerare totală a corpului medical. Ei nu sunt de vină cu absolut nimic. Inclusiv președintele a ținut să felicite. Aș vrea să-i spun domnului președinte o chestie, să-și aduc aminte că va rămâne în istorie, nu că este el de vină, președintele în flăcări sau președintele... În mandatul care s-a întâmplat... În care au avut loc foarte, toate aceste tragedii. Deci asta este o România a locului bine făcut din momentul în care pune în foc. Fiți atent, ce se întâmplă și cel mai periculos lucru este, dacă acest incendiu a izbucnit datorită unei aeroterme. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă, Doamne ferește, să ferească bunul Dumnezeu, s-ar întâmpla un cutremur într-o noapte de iarnă în care sunt în priză mii, zeci de mii de aeroterme, reșouri, în care sunt sute de mii de centrale termice pe gaz sau pe lemne, sute de mii de sobe. La cutremur clădirile au prostul obicei să pice. Și în momentul în care pică, vor fi magistrale de gaz care vor sări în aer, vor fi sute de mii de focuri, case, imobile, în flăcări. Ne amintim de 7-7. Și atunci vreau să vă spun un lucru. Dacă sistemul ăsta românesc al sănătății bolnave n-a putut să îngrijească 50 de arși la colectiv, aveți impresia că un astfel de cutremur devastator, cum se preconizează, care ar putea să producă
zeci de mii de astfel de cazuri de arși. Ce va face? Deci nu vă dați... A colapsat! Ascult, nu, sistemul este colapsat, dar îl țin în viață proștii ca noi. Știți de ce? Pentru că nu ne revoltăm. Aici este pentru vorba... că plătim. Aici este, vă spun eu imediat cu plata ceva. Aici este vorba despre un miserupism declarat, asumat și ridicat la rang de politică de stat. Eu, pur și simplu, dacă ar fi în pixul meu, aș intra în ei, aș reduce salariile la jumătate, tot ceea ce se recuperează din salarii s-ar investi, aș dezbrăca pereția de tencuială, aș schimba absolut toate firele. M-ați înțeles ce vreau? Sigur, ce ar trebui... cum se face într-o casă. Asta ar trebui făcut, dar vor începe cu șantajul, vom părăsi România, părăsiți-o. Da, părăsiți-o, pentru că am impresia că ați împrumutat, stimaților, un obicei al Inchiziției spaniole, care dacă nu puteau să ne salveze fizic, măcar să ne salveze sufletele. Cum? Prin purificare. Ne dădeau foc. Da, ne dădeau foc. Deci, eu cred că statul eșuat, ca formulă pe care am lansat-o de mult, a demonstrat încă o dată că am dreptate din acest punct de vedere. Din păcate spun că avem un sistem sanitar al bolii sănătoase, că există oameni acolo care nu au decât ifose. Și vă mai spun ceva. L-am văzut pe domnul Strinu Cercel, care a ieșit, nu știu în ce calitate. Ei, cred că e deputat acum. Domnule, cred că e derutat. Derutat și e mai demult. Și cred că este și străin și a fost, de problema asta. A fost foarte mulți ani managerul... 23 de ani. Extraordinar. În condiția în care 23 de ani ți-ai asumat chestia asta, să conduci Matei Baj, nu știu de ce n-a tăcut asta. Știți de ce? Pentru că în calitatea lui de om politic, acum este om politic... Umblă după imagine. Da, umblă după imagine. Și ce cred? Cred că chestia asta se va agăța de dânsul, nu ca un cercel, ci ca un belciug. De nas, așa. Da. Și mai cred că dânsul va deveni din ce în ce mai străin de toată problema asta și va spune că nu este el de vină. Și va pica totul în cap actualei persoane care este manager, pentru că, și pot să fac pariu că domnul acesta nu-și va asuma absolut nimic. De demisionat, nu are de unde să demisioneze. Exact. Este un politic. Are imunitate. Are imunitate, asta am vrut ca să vă spun. Deci s-a nimerit la fix. Păi, toate... știți cum e, lucrurile astea nu sunt la voia întâmplării. Eu nu cred că... Acum, sigur că nu s-a gândit, poate nici domnul Cercel, că va izbucni un astfel de incendiu, dar într-o clădire construită în 1953... Cred că poți să te aștepți la multe lucruri, la multe surprize. Dânsul a susținut că, atenție, dânsul a scos pe gură chestia asta, că acea clădire, acel corp de clădire în care a avut loc incendiu a fost reabilitată. Dacă acea clădire a fost reabilitată și totuși incendiul a luat loc din cauza unui telefon, aici e vorba de corupție, stimate domn doctor și politician. Pentru că ați înjumătățit banii pentru investiții, ați cumpărat materiale de slabă calitate. E cea mai dură și ordinară corupție. Asta ați făcut. L-a întrebat cineva pe domnul nou ministru al sănătății, domnul Voiculescu, dacă poate garanta că nu vor mai fi astfel de evenimente în... Și domnul Voiculescu, în stilul lui caracteristic, să zic așa, a spus: domnule, nu pot să fac așa ceva. Și chiar am văzut o opinie a unui gazetar important care spunea: răspunsul corect a fost: vă garantez că o să mai fie. Păi eu am spus înainte, fără să știu declarația asta, că ăsta este penultimul incendiu. Sigur, sigur. Și vor mai fi multe și multe altele, pentru că sistemul și clădiri vechi sunt peste tot. Clădiri nereabilitate sunt peste tot. Periculos este că acest, aș vrea să-i spun domnul, eu cred că e un nene. Voiculescu ăsta. Da, Vlad Voiculescu. Să vă spun de ce. E un nenișor, un nenic din ăsta, un mitică de grădină de vară bucureșteană sau oriunde s-ar nimeri. Numai să, cred că e bucureștean. Știți de ce? Pentru că acum 3 luni de zile am uitat niște înregistrări, aproape că făcea spume la gură cerându-i demisia lui Tătaru pentru incendiu de la Piatra Neamț. Astăzi, în schimb, lucrurile sunt altcumva, pentru că este el implicat în chestia asta. Și când o să ajungem la Năsui, la ministrul economiei, o să vedeți că oamenii ăștia din USR, cred că s-au pus de acord ce trebuie să spună. Toți sunt de vină, dar dacă noi trecem exact prin aceleași lucruri ca și aia pe care noi spunem că sunt vinovați, la noi nu mai este vorba. Nu se aplică. Nu se aplică, domnule. Nu se aplică. E, o astfel de autoexonerare, mie mi-arată că oamenii ăștia nu sunt sănătoși la cap. Și de ce spun asta? Cum poți să spui, domne, ești de vină, dă-ți demisia lui Nelu Tătaru și când se întâmplă exact același lucru în Buricul Bucureștiului, tu spui, nu sunt eu de vină, n-am de ce să demisionez. Câtă calitate morală, câtă greutate morală există în această formă imaterială, care este conștiința în astfel de oameni? O, păi aici, dacă deschidem acest... această discuție despre demisia de onoare în România,
ne ducem de nu ne mai vedem, pentru că eu putem să enumerăm pe degetele de la o singură mână, cred, cazurile în care cineva așa dat demisia de onoare. Domnule Tașca, asta mi-aduce aminte încă o dată de ce a făcut Traian Băsescu și cu Emil Boc, cu sistemul sanitar de sănătate, împreună cu un alt prieten al României, unul Cechi Atila, care era ministrul sănătății, când au închis 67 de spitale. Și credeți-mă că în loc atunci lumea să le sară în cap și să-i alerge, am făcut un calcul. De la Pământ la Soare sunt 150 de milioane de kilometri. Noi mai suntem 15 milioane în țara asta. Doamne, dacă fiecare am putea să-i ducem pe ăștia câte un kilometru, pe toți ăștia, să-i ducem ca pe oi, am reușit să-i ducem 15 milioane de kilometri, adică 10% din distanța asta de la Pământ la Soare. Cred că ar fi o distanță convenabilă pentru noi, ăștia care rămânem în țară, ca să nu ne mai facă rău ăștia. Ăștia ne fac rău. Un Traian Băsescu, un Emil Boc, care au închis 67 de spitale. Tot ceea ce fac copiii ăștia, băieții ăștia aici, nu reprezintă subminarea economiei naționale, reprezintă subminarea ființei naționale. Și pentru asta nu cred că există niciun fel de pedeapsă în codul penal. Mi-aduc aminte că unul a fost asasinat, executat pentru subminarea economiei naționale, numai că ăla a asasinat pentru subminarea economiei naționale și o să vorbim la un alt punct din emisiune, cred. A lăsat totuși în urma lui 5.000 de unități economice, fiecare având capacitate de angajare de la 1.000 până la 4-5-6.000 de locuri de muncă, de oameni, ceea ce dădea de lucru la 5 milioane, 6 milioane de oameni care astăzi nu mai sunt în țară. Asta înseamnă, de fapt, subminarea ființei naționale. Iar cei care am rămas aici, suntem chinuiți în sistemul vostru de sănătate, de educație, administrativ și așa mai departe, iar cei care au plecat sunt chinuiți pentru că sunt niște amărâți acolo, stau prin străini, trebuie să-și câștige viața foarte greu, să muncească în niște condiții care nu cred că le-ar merita. Da, dar au sentimentul că trebuie într-o lume normală. Este anormal faptul că au trebuit să plece din țara lor. Asta este prima anormalitate. Că ai sentimentul ăsta că trăiești într-o lume normală, l-ai putea avea când te duci în vacanță, când vrei să faci un schimb de experiență, când îți propui să stai 2 sau 3 ani de zile, dar după asta să te reîntorci acasă. Păi cum să te întorci? Când te duci într-o țară și vezi că te duci la spital și oamenii se ocupă de tine și ești în siguranță și vii la noi și te duci la spital, pleci de acasă viu și te mai întorci... Da, mort. Da, că te întorci mort. Te întorci mort asta... sau și mai rău te întorci carbonizat. Adică... Deci noi, acum întrebarea este următoare. Da, oamenii aceștia au murit arși sau au murit din cauza COVID-ului? Da, e o întrebare foarte bună și zic să închidem pe această întrebare, acest subiect. Doamne, nu pentru că sunt în stare să ne spună că au murit din cauza COVID-ului. Sper că se vede indignarea pe care o avem, atât eu cât și domnul profesor, pentru că ne-am săturat, efectiv. Eu am senzația că mi-e și frică să mă duc la un spital. Că Doamne, ferește! Să nu cumva să nu mai plec de acolo. Și Doamne ferește să mor și în chinuri din acestea. Vreau să știți că eu am mai scris, orice faci, trebuie să eviți două lucruri în țara asta. Justiția și spitalul. Dar orice mai dau. Trebuie să evitate astea două. Da. Doamnelor și domnilor, săptămâna aceasta am descoperit un subiect care face parte dintr-o serie de subiecte pe care noi aici la emisiune am mai discutat și le-am pus și o denumire, dacă vă amintiți. Am crezut că nu o să mai facem rubrica asta, dar uite că viața ne împinge. Am denumit rubrica Republica Securității, pentru că, din păcate, se pare că, deși au trecut 30 de ani, am plecat pe al 31-lea și parcă totuși nu scăpăm de această fantomă neagră a vechii securități. Un domn de la USR, cum spunea domnul profesor, devoalând puțin acest punct al discuției noastre, domnul Claudiu Năsui, un om tânăr, cred că de anii mei, poate chiar un pic mai tânăr. Are 35 de ani, domnul. Deci mai tânăr. Ca este cel mai tânăr ministru din guvernul României. Arată de 60, dar asta e partea a doua. Domnul Năsui vrea să-și facă minister cu oameni competenți. Spune dânsul. Până aici nu mi-ar părea nimic în neregulă. Numai că domnului Năsui a căzut cu tronc așa o doamnă Florina Prisăcaru, care eu cred că este mult mai în etate decât domnul Năsui. Uitați pe domnul Năsui. Acum are, domnul Năsui se prezintă cu o barbă. Cred că a avut un deces în familie, se îmbracă negru, dar asta e o altă discuție. Cum spuneam, domnul Năsui a căzut cu tronc o doamnă, pe numele ei Florentina Prisăcaru, care deține o funcție foarte importantă în Ministerul de Finanțe. Este director general adjunct. Și a auzit domnul Năsui, cineva i-a șoptit la ureche, că doamna aceasta a obținut performanțe extraordinare la Ministerul de Finanțe, motiv pentru care domnul Năsui o dorește foarte mult
la Ministerul Economiei. Ministerul Economiei care îl păstorește dânsul acum. Numai că ce să vedeți? Doamna aceasta are o decizie în primă instanță, în a doua instanță, cum că ar fi fost colaboratoarea securității. Domnul Năsui de 35 de ani, care avea la Revoluție 5 ani, da? Nu are nicio problemă cu treaba asta. Întrebat, cum să vă spun, direct, frontal, de colegii de-ai noștri din presa centrală, domnul Năsui a făcut așa pe inocentul, dar a ținut cu dinții de doamna Pisăcaru. Orice ar fi, el o vrea pe doamna Pisăcaru. Oare de ce? Vă rog, domnule profesor, care e comentariul dumneavoastră? Știu că aveți o afinitate deosebită pentru acest subiect. Pentru referire la rubrica noastră, Republica Securității. Vă aduceți aminte ce răgete se auzeau pe fundal când cei de la USR erau lei și când ne promiteau oameni noi, când ne promiteau fără penali, când ne promiteau meritocrație. E, când stau și mă uit la ei acum, nu mai aud niciun răget. Nu mai este nici... Cum sunt în partea cealaltă. Ei s-au transformat, domnul. Ei nu mai sunt lei, ei sunt vulpi. De ce spun chestia asta? A avut dreptate, pare, iată că îl pomenim la a doua săptămână, marele sociolog italian, Alfredo Pareto. Dacă ar fi trăit, poate s-ar fi uitat la noi. Care a spus că în teoria circulației elitelor, atunci când vrei să ajungi la putere, ești leu, iar când ai ajuns la putere, ești vulpe. De ce? Pentru că dai seama că trebuie să devii viclean. Trebuie să încetezi cu răgetele. Trebuie să o dai pe panta asta, cum să spun eu, ursului păcălit de vulpe. M-ați înțeles? Adică să te victimizezi. Eu când mă uit la ăștia, eu nu văd decât niște vulpoi și niște vulpițe. Vă aduceți aminte de doamna Prună? Doamna Prună de la justiție sau doamna Prună de Nu, de aici, de la noi. Mi-aduc aminte vag, așa, că n-am mai văzut. Care i-a coordonat pe ăștia de la noi, pe aici, de n-au scos nici măcar unul în Consiliul Local. Dar, în fine, asta este o altă problemă. Ce vreau să spun este că domnii ăștia de la USR au reușit să demonstreze aproape științific că tot ce au spus dânșii este decât o bășcălie. Și au făcut o bășcălie, o bătaie de joc la adresa celor care i-au votat. Toate promisiunile dânsor, prin intermediul acestui domn Năsui, s-au dus pe apa sâmbetei. De ce? Când ai hârtia în mână de la CNSAS și vezi că asta de la 18 ani, de la 18 ani a turnat la securitate. După care, acea decizie a CNSAS, deci este, CNSAS este confirmată de către o instanță, iar dânsul știi ce spune? Că nu e definitiv. Și? Spune și. Da, da. Ați văzut același interviu ca și mine. Dom'le, poate că omul nu e normal la cap. Dar știți că și eu m-am pus întrebarea. Stați în vii. Stați că numărul ălora pe care eu deja încep să-i suspectez că ăștia, ori sunt șmecheri, ori nu-s normal la cap, este foarte mare. De ce? Pentru că se întâmplă ceva. Domnul acesta Năsui, știți ce face? În condițiile în care Roxana Vring, care a fost președintă a USR pe București, da, a fost consilier general, a fost la rândul ei... Dovedită colaboratoare a colaboratoare a securității. Așa. Știi ce a făcut? A urlat iar a tras niște răgete că este imposibil ca asta să fie președinte. Și s-a pus el în locul ei. Deci atunci securitatea a fost rea. Acum e bună, dar a fost bună pentru el. Acum securitatea este din nou bună dacă interesele mele o cer și uite că și că acest ați văzut vreo poză cu doamna Pisăcaru? Că te-a luat mințile domnului Năsui în halul ăsta? Deci, aș fi curios să văd cum arată. Dom'le, nu vreau să mă îndrăgostesc. Când fac chestia asta, vă anunț. Deci nu mă interesează. Nu, dar pentru dragul discuției. Câștigă USR sau pierde? Pierde în draci. Ascultați-mă, dacă m-au pierdut pe mine, care știți că îi iubeam oricum. Da. Dar se mai întâmplă ceva. USR și Appendicul Plus, așa... O buricul plus, nu știu cum să-i spun. Mă rog, spuneți-i cum vreți. Prin intermediul... Da. Sunt cuvinte medicale. Da. Nu dau bine în seara asta, dar sunt pertinente. Da, dar starea de indignare cred că trebuie să ne domine și vă spun deci. Pentru că ăștia nu vor face nimic altceva. Nu sunt decât... Știți când vă tot spuneam că și PNL-ul și USR-ul nu sunt decât niște partide care vor să devină PSD. Da. Ăștia au o viteză fantastică. Și cred că ăia din PSD când se uită la ei, când știu, bă, noi de 30 de ani facem chestia asta și ăștia în 2-3 ani de zile au ajuns să ne aducă în situația în care trebuie să ne cumpărăm mape ca să luăm lecții de la ei.
Caiete noi, agende. Dar fiți atenți, se mai întâmplă o chestie. Dom'le, ați auzit de Irina Alexe? Recunosc că până în această seară nu. Domnul Tașc, domne, e o femeie de care n-ai cum să nu te îndrăgostești. Domne, ea este pensionară. Păi da, dar eu nu am apucăturile de lui Năsui. Domne, ea a ieșit la pensie la 42 de ani. De la Ministerul de Interne, mă gândesc. La 35 de ani a fost general, cel mai tânăr general. Așa. Și acum ce face domnul Cioloș prin intermediul USR Plus? O reactivează, are o pensie de 130 de milioane de lei vechi. Da, nu fi săracă, da. N-avea nici ce trei. O reactivează. Da. Și s-o aducă în Ministerul Afacerilor Interne. Secretar de stat. Subsecretar. În fine, asta, ceva, e, doar, pe acolo, asta da. E doar un prim pas. Dar știți ce mi-arată mie chestia asta? Că au apetență pentru... Au apetență pentru servicii, pentru oamenii pentru care... Grade, au... Pentru grade. Or, domnul Cioloș știe toată lumea că a făcut armata la securitate, domnul Cioloș. Vedeți, vechile relații nu sunt... Dar eu vă pun așa o întrebare. Doamna asta are astăzi 46 de ani, am înțeles. A ieșit la pensie de 4 ani. În fiecare unul a luat 130 de milioane. Doamnă, dacă ați ieșit la pensie la 42 de ani, înseamnă că ori ați fost bolnavă, ori ați fost obosită. Ce căutați dumneavoastră în Ministerul Afacerilor Interne, doamna asta? Nu, mai există o variantă. Unul care a ieșit la pensie. Unul care? Statul român a considerat că și-a făcut datoria. Nu. Statul român. Statul român nu există. Ăsta este statul barbă cot. Sigur. Da. M-ați înțeles? Asta ne arată încă o dată. Și iartă, Cernicule, da. Că te-ai dus la vot. Da. Sistemul ăsta nu se poate reforma din interior. Fac mea culpa din nou. Sistemul politic românesc nu se poate reforma din interior, pentru că în interiorul lui nu există decât indivizi care își văd singurul lor interes, al lor personal și al camarilei. Atunci nu mai trebuie mers să se voteze, trebuie boicotate, pentru că oamenii ăștia trebuie să dispară. De-abia atunci când reformăm sistemul din exterior, putem să aducem oameni noi. Până nu facem chestia asta, se vor autoperpetua, autopromova între ei, că sistemul ăsta este putred și nu va aduce niciun om bun de pe margine ca să facă politică. Se vor autopromova. Uitați-vă ce se întâmplă cu oameni tineri gen Năsui, Voiculescu, etc., etc., care au adoptat imediat, dar imediat, metode vechi, metehnele PSD-ului, pe care l-au incriminat, l-au bătut în cuie. Știți ce ați făcut? Reușiți aproape ca să martirizați PSD-ul. Reușiți aproape să martirizați PSD-ul. Asta este, o băieți. Și e numai începutul, domnule profesor. Suntem abia la începutul guvernării. Vă spun, eu am avut o intuiție și am și spus că ăștia sunt mai periculoși decât PSD-ul. Aduceți aminte că am vorbit în acest... Sigur. Și o să avem ocazia să mai vorbim cu siguranță. Dați-vă seama ce au reușit să facă într-o singură lună și jumătate de când s-au instalat la Palatul Victoria. O lună și jumătate. Cum spuneam, e doar începutul. Doamnelor și domnilor, deși închidem acest subiect cu domnul Năsui, noul nostru preferat, să zic așa, al meu, l-am văzut de curând și recunosc că am rămas marcat. Dacă nu se întâmpla tragedia de astăzi, cu siguranță aș fi fost marcat mai multă vreme, însă, vedeți cum e în România, nu ai timp să rămâi marcat prea mult, pentru că apare o altă nenorocire care schimbă lucrurile. Trecem la un subiect pe care invitatul meu l-a descoperit și trebuie să-i dăm cezarului ce al cezarului. Domnule profesor, înțeleg că aveți o mare deschidere să citiți chiar și cărți vechi, pe care mulți dintre concitadini, dintre români, le-au aruncat de mult la gunoi. Dar dumneavoastră le găsiți și mai ales căutați în ele și găsiți și lucruri interesante. Vă rog pe dumneavoastră să povestiți ce descoperire ați făcut într-o astfel de carte. Aș vrea să vă spun că în această rubrică a emisiunii am plecat inspirat de la una dintre glumele pe care am făcut-o împreună, de la puloverul dumneavoastră, da, de acum vreo 2 sau 3 ani. Da. Bun. Și l-am amintit pe Petre Roman, pe care l-am urmărit într-o emisiune unde a fost aproape, nu știu cum să spun, scos. Zeificat, da, așa. Da. Dom'le, păi așa se face presă mai nou. Dom'le. Am aici o carte. Dați-o cu fața. Nu. Surpriză-i după. Foarte interesant. Într-o seară, acum 2 ani de zile, mă plimbam. Și în mijlocul străzii, în mijlocul trotarului, era o grămadă de cărți. M-a plecat, bătea lumina. Când am văzut, ce credeți că scrie? Scrie curs de socialism științific. Hopa! Frumos! Editura Politică, București, 1975. Primul lucru pe care îl fac, deschid și mă uit unde credeți. L-a cuprins. Întotdeauna ca orice să... om care, pentru că vreau să are exercițiul lecturii. Vreau să văd cine evoluează aici. Ia auziți.
Înainte de a vă spune, vă aduceți aminte de Petre Roman, inventatorul formulei industria românească, un morman de fiare vechi? Vă aduceți aminte că aceste mormane de fiare vechi au dat de lucru și de mâncare la 10 milioane de oameni care erau angajați. Pentru asta sunt 6 milioane plecați. Ia auziți aici. Ce citesc eu? Revoluția științifică, tehnică și implicațiile ei asupra dezvoltării social-politice contemporane. Pam, pam. De cine credeți că este scris? Atenție! Profesor, doctor, docent, inginer Walter Roman, membru al Academiei de Științe Sociale și Politice și asistent, doctor, inginer Petre Roman. Deci aici se acționa Petre Roman. Petre Roman. Cu însuși tatăl său. Ne-a stâmpărat, cum sunt, așa. Am deschis la pagina respectivă și când am început să zic, aș vrea ca să citim din minunata carte, ca să ne dăm seama împreună, stimați spectatori, când a avut dreptate omul ăsta. Când un spunea... om care și-a pus amprenta pe istoria postdecembristă a României. Domnul Tașcă, înainte de a citi, eu mi-am dat seama de o simbolistică, uite acum. Știți că aia doi erau un pullover la Revoluție? În engleză, pull over înseamnă trage pe dreapta. Ăia doi ne-au dat mesajul că era un pull over. Deci România a fost din 22 decembrie 1918 trasă pe dreapta, doamne. Tras nu pe din dreapta. Punct de vedere politic, mai mult... Am fost trași pe dreapta din punctul de vedere al dezvoltării industriale și urbane. Și aici o să vă spun că iarăși am să revin. 12 miliarde de dolari la nivelul anilor 70 a constituit datoria României, cu care s-a făcut toată industrializarea și urbanizarea din țara asta, iar astăzi avem 300 de inși care au o avere de 29,5, nu e la pullover. Păi nu, dar e unul dintre pullover. Da. Deci pull oricum over. Era pullover de pe... Rețineți, domnul Tașcă. Uitați, domnul Ilescu, ce târnere. Astăzi avem 29,5 de miliarde de euro. Și ținând cont de diferența între dolar și euro, adică 300 de inși, au ca avere personală de 3 ori cât a fost datoria României, datorie care s-a industrializat și urbanizat această țară și pentru care am plătit toți. Ia auziți ce spune omul ăsta care ne-a așa. Ia auziți. L-a vesticat tot tare, stără. Da, încerc. Nici așa. Transformarea României într-o țară cu o economie modernă, cu o industrie puternică și multilateral industrie puternică și multilateral dezvoltată și cu o agricultură avansată bazate pe marile realizări ale revoluției științifico-tehnice constituie sarcina istorică a clasei muncitoare a întregului popor. Experiența noastră istorică, rezultatele ultimelor două decenii și jumătate, arată cu claritate că poporul nostru a reușit să soluționeze problema industrializării, ca și numeroase alte probleme, mult mai repede, mai bine și mai consecvent decât burghezia și capitalismul. Ia auziți. Domne. Fiți atent. Ne mai zice ceva dânsul. Realizând sarcinile fundamentale ale industrializării, țara noastră a atins în câteva ramuri și la o serie de indicatori importanți nivelul unor țări cu vechi tradiții industriale. Domnul Roman, eu nu știu cum să vă întreb pe dumneavoastră, dar ați mai... După asta ne mai spune o chestie că nu se abține ca să întragă și o înjurătură. Deci el așa... La adresa capitalismului. Stați un pic, exact. Toți acești ideologi burghezi înțeleg greșit corelația dintre forțele de producție și relațiile de producție ale societății. Ei separă tehnica de relațiile de producție și analizează rolul tehnicii în dezvoltarea social-istorică în afara legăturii sale reale și dependențe și tralala și tralala. Da, nu cred că deci, domnule, să continuăm. Ascultați. Domnul Roman, după Revoluție, s-a și-a schimbat opinia radicală. Și atunci eu vă întreb, când a avut dreptate domnul Roman? Când scria chestiile astea minunate împreună cu tăticul, general NKVD, sau când le spunea că aici, în țara asta, nu avem decât un morman de fiare vechi? Sau când propovăduia economia de piață? Păi eu cred că de-a ta n-ai înțeles, domnule Roman, care este corelația între relațiile de producție și forțele de producție. Pentru că dacă ați fi înțeles-o, deși ați predat socialism științific, v-ați fi dat seama la modul elementar că mai bine mențineam în viață industria respectivă, pentru că ar fi fost mult mai ieftin din perspectiva costurilor și suferinței sociale, decât să o dărâmă. Ceea ce pe mine mă face să cred că sunteți, pe bună dreptate, ori un impostor, că una spuneți, alta faceți, ori dumneavoastră sunteți un trădător. Pentru că nu am... Domnul... Atunci era asistent, domnul. Era asistent, păi scria cu Tasu, domnul. Știu. Tasu era membru al Academiei. Clubă, m-ați înțeles? După aia când s-a mai copt și deci a dat seama că... Sigur că da. Dacă a combătut el burghezia
și combate acum socialismul. Și vă mai spun un lucru. Domnule, este cea mai mare ordinărie pe care am văzut-o și pe care nu înțeleg cum putem să o acceptăm. Este ca niște profesori de socialism științific să facă o revoluție împotriva cui? Împotriva societății pe care socialist. Au proslăvit-o zeci de ani, domnule, societatea socialistă. Păi ăștia ar trebui luați de pullover, de gulă și bă, tu cine ești? Da. Ce-ai făcut în ultimii 5 ani? Domnule, anomalii de genul ăsta sau mai... Cum au petrecut multe și cu siguranță vom mai discuta. Ca să predai socialism științific și după asta să faci o revoluție împotriva a ceea ce tu ai crezut, ai scris, ai semnat, ți-ai asumat, să că ori nu ești normal la cap. Dar și eu cred că e un șmecher. Și normal la cap, nu suntem noi ăștia care acceptăm mizerile ăstora de zeci și zeci și zeci de ani. Da. Deci mai mult închidem cu Petra Roman, da? Sau lăsăm deschis pentru emisiunile viitoare? Nu, de ce? Dânsul are tupeul și are tăria să iasă la televiziune. Oh, e considerat sex simbol chiar și acum. Pentru femeile bătrâne. Nu știu. Mă rog. În fine, mai departe. Da. Închidem. Trecem, doamnelor și domnilor, la un cetățean de onoare, cetățeanul nostru de onoare preferat, aș putea să zic aici la emisiune, și o să înțelegeți imediat despre ce vorbesc. Și vreau să spun din capul locului că sunt extrem de mândru și extrem de încurajat că ceea ce am scris în urmă cu câteva săptămâni a înțeles și primarul municipiului Petroșani că nu e în regulă și a acționat ca atare. Am scris acum câteva săptămâni că domnul Paul, prințul Paul, cum trebuie să spun? E nebunit, ce-i cu tine? Da, nu știu, cum trebuie să spun? Pune al României. Da, prințul Paul al României, cetățean de onoare până mai ieri al municipiului Petroșani, când dintr-o dată primarul municipiului Petroșani, citindu-mi articolul, s-a decis că nu se mai poate așa și că domnul Paul nu mai merită această onoare. I-a retras acestuia titlul de cetățean de onoare. Sigur, după ce aici la emisiune am fost singurii care am spus că nu e în regulă ca un astfel de om aflat într-o astfel de postură, urmărit internațional, să dețină un titlu de onoare al unei comunități din care, din păcate sau din fericire, facem și noi doi parte. Iată că în al 15-lea ceas primarul municipiului Petroșani a acționat ca atare și a rămas fără acest titlu, domnul Paul, pe unde o fi dânsul. Cred că de asta nu mai poate el acum de titlul de cetățean de onoare care i s-a luat, deci după ce i s-a dat. Vă rog comentariul dumneavoastră și la sfârșit aș vrea să fac două precizări foarte importante care, dacă nu o să le fac în seara asta, o să... Nu știu ce o să întâmple. Să le faci? Nu, nu, vreau să le comentăm. Eu când am scris articolul meu, suntem parcă l-am intitulat, doi corifei. L-am intitulat de la Al Bundy la Al României sau la Al Capone. Am citit. Până la urmă, mulțumesc. Anomalia, știți în ce constă? Că mult mai legală, exact cum am mai scris, este Casa de Amanet de la colțul străzii decât Casa Regală a României din mijlocul Bucureștiului. Pentru că acest cetățean se revendică prin osatura, prin fibra și prin ADN-ul lui. Din cine? Din Carol al II-lea, care este oricum, ai luat-o, cum n-ai luat-o, tatăl lui Mihai, fostul rege, decedat în urmă cu vreo 2 ani, nu? Cam așa. Ce mă deranjează pe mine este că noi trăim într-un film prost în care și scenariu și regia sunt execrabile, dar nu putem să fugim din pelicula asta, așa să vă spun. Pentru că este aproape insuportabil să mai respiri într-o țară în care densitatea pe kilometru pătrat de prinți, regi, conți, duci a devenit atât de mare încât noi ăștia care mai alcătuim clasa proletară trebuie să ridicăm mâna sus ca să ne vedem unul pe altul. În altă ordine de idei, eu cred că trăim într-o escrocherie. Este o escrocherie, pentru că ăsta nu e normal la cap, iar o spun, și normal la cap nu sunt nici aia care l-au lăsat să-și treacă în buletin al României. Că ăsta nu e numai. Acum scrie frumos pe site-ul Interpol. Da? Domne, eu am mai văzut pe unii care își spun medalion, semafor, nu știu, ministru, senator, deci... Deputat? Da, dar ei sunt trecuți în buletin. Există... Ce țară e asta până la urmă? Că numai, deci eu nu mai vreau să mai respir aici în punctul ăsta de vedere, o spun foarte tare. Pe ce au ajuns ăștia râd de toate valorile noastre? Auziți,
Avem pe împăratul Manelor pe Guță, o avem pe Roxana, prințesa Ardealului, îl avem pe împăratul Cosmic Iulian, îl avem pe regele Cioara. Dar niciunul nu e al României. Avem... Păi stați un pic, la toată grămada asta mai lipsea unul, al României. Dar ăsta al României n-ar fi existat niciodată dacă statul român n-ar fi făcut o greșeală fantastică să recunoască o formă anacronică. O formă care este depășită de istorie, așa zisa casă regală. De ce? Pentru că din toate punctele de vedere, prin legea salică și prin Constituția din 1923, care spune clar, coroana trece numai de la un rege de fung la un rege care este de sex masculin, la noi nu s-a întâmplat acest lucru. Da, astăzi avem un custode al coroanei. Domnule, păi da, asta mai trebuia, pe lângă împăratul manelelor și custodele coroanei. Din punctul meu de vedere, cine vrea să fie voievod de Alba Iulia, duce de nu știu ce, conte de nu știu, Mazaren, Napoleon, Mihai Viteazul, ei pot să o facă, dar să nu fie băgați în seamă de statul român. Știți ce a făcut domnul Liviu Dragnea când era pe cai mari și nu repara drujbe la... Îmi amintesc, să știți. Că, și drujbe am înțeles că repară. Ia auziți ce zice domnul Dragnea. Domnul Dragnea. Deci așa, cred că o să am o discuție și cu primul ministru Dacian Cioloș, atunci Cioloș era prim-ministru, și cu celelalte partide parlamentare, pentru ca pentru întreaga societate românească, așa scrie, rolul casei regale să fie foarte bine definit. Voi sprijini acest lucru, a declarat Liviu Dragnea. Și vine din spate, așa, repede, repede, ca să nu-l rateze vreo prostie, și Vasile Dâncu, care spune că, dom'le, toată treaba asta trebuie instituționalizată. Și instituționalizând, ce vom face? Îi vom da bani casei regale. Păi de asta s-a ajuns în situația în care al bandi ăsta, al bandit, al bandit, așa că a zis cum să-i spunem, al bandit, a ajuns... Am încurcat, vă dați seama. Au ajuns ce să facă? Să fure niște, împreună cu alți bandiți. Sigur, da, la una. Ce bandit era ăla? Șeful, fostul șef de cabinet al lui Adrian Năstase, doamne, cum se leagă lucrurile. Să știți că vorbiți foarte urât despre cetățeanul de onoare al și al dumneavoastră. Deci nu astăzi sunteți locuitor al Petroșanului. Lasă că mă iartă el. Deci, eu vă spun că n-am fi ajuns în situația asta dacă nu i s-ar fi dat ăstuia, nu i s-ar fi ridicat mingea la fide. Eu cred că... Bun, acum, dincolo de asta, totuși avea nevoie domnul Paul de titlul ăsta de cetățean de onoare, adică... Nu, domne, dar că dacă totul i s-a luat, înseamnă că nu... Nu, aduceți-vă aminte... Dar cum se poate lua cuiva titlul cetățean de onoare? Eu nu înțeleg. Adică, i s-a luat o diplomă, nu? De cetățean de onoare. Și cum faci? Zici să trimită diploma înapoi? Hai să fim serios. Acum, și o diplomă de doctorat se poate retrage dacă se descoperă că sau poate și poți să dau chiar poți să și renunți la plagia. Da, poți să și renunți la ca să nu fii declarat plagiator. Alta anomalie într-o țară de genul ăsta. Adică, bă, am plecat cu un bun din farmacie, am îmbrăcat o haină, am fugit cu ea, când vine poliția după mine, stați un pic, dau haina jos și polițiștii știi ce trebuie să facă? Să-mi ia haina, să o ducă la spălătorie, să o spere, să o parfume, să o ducă înapoi la magazin, că eu nu mai sunt vinovat. Vă dați seama ce ăștia sunt. În ce situație suntem? Și o chestie de genul ăsta, am impresia că a promovat-o chiar Sorin Câmpeanu pe vremea când mai era ministru. Da, a și fost atacat în momentul în care a fost numit. Ca să-l spele pe Victor... Fostul prieten, că nu mai sunt prieten. Victor Ponta? Da. Nu mai sunt prieten. Păi nu mai, l-a plecat din Paris dânsului. Dați-mi voie, domnule profesor, să fac două precizări foarte importante. Prima precizare, deși nu cred că domnul Butulescu s-ar fi gândit la mine vreodată să mă propună cetățean de onoare, nu cred, nici altcineva de acolo, însă, cu toate că nu s-ar fi gândit nimeni să-mi facă această favoare extraordinară, vreau să anunț public, pentru că emisiunea va dăinui peste timp, că nu vreau să aud despre așa ceva. Dacă vreodată, nici măcar post-mortem, să fie înregistrat acum pentru vecie, în niciun caz să nu luați în calcul vreodată să-mi dați acest titlu de cetățean de onoare al municipiului Petroșani. Refuz din start orice fel de premiere în acest sens, așa cum refuz tot așa anticipat, deși nu cred că s-ar fi gândit cineva vreodată să facă acest lucru, orice decorație din partea cuiva din statul român. Pentru că nu pot să rămân cu onoarea nereperată mai bine decât să intru în această galerie celebră de oameni foarte, foarte importanți. Domnule, stați un pic, că dumneavoastră ați folosit aici un nume care pentru mine e magic. Vă rog. Butulescu. Da, știu. Dar de ce? N-am vrut să vă las. Nu spuneți că dânsul... Păi cine credeți că nu face... Nu spuneți că dânsul l-a propus. Păi așa se spune. Că nu poți să... Nu? Domnul Paul a fost medaliat, să zic așa,
cu în urma susținerii culturale. Domnule, scoateți-l pe primarul Riții din toată treaba asta. Nu, nu, lăsăm pe domnul Butulescu. E vorba de Butulescu. Domnul Butulescu. Și asta... că nu semnează domnul Butulescu, semnează primarul municipiului Petroșani. Nu, domnule, dar mă înțeles că pe domnul Butulescu n-ai cum să-l poți refuza. Nu poți. Și eu mă gândesc că e de nerefuzat. Domnul Butulescu, sunteți mândru, domn? De cetățeanul, ați mai făcut cetățeni de onoare, domnule. Se va demonstra clar că ați avut mână proastă, vă garantez eu. Și mă țin de cuvânt. Știți cine a refuzat titlul de cetățean de onoare? Propus proiectul de domnul Butulescu. Velea, nu? Care a fost prieten bun cu domnul Butulescu. Foarte bine. Felicitări, domnule Velea. Și acum, dacă nu sunt dramaturg ca domnul Velea, dar am ținut să fac această precizare, nici să nu vă gândiți la mine vreodată. Să vă mai spun ceva. Eu cred că toate titlurile astea de cetățeni de onoare ar trebui reevaluate. Toți ăștia ar trebui reevaluați de o comisie sănătoasă. Sănătoasă. Care să facă parte domnul Butulescu. Am spus sănătoasă și care să spun așa, ce a făcut omul ăsta pentru comunitatea noastră? Oriunde în țara asta. Păi ce a făcut? Cu cine a fost el prieten? A, cu domnul X, cu domnul Doamne, nu-mi interesează chestia asta. Vă garantez că am retrage cu basculanta titlurile astea. Avem și de unde nu, să retrage, că sunt câteva sute. Această furie a decoraților de care ați amintit, a premierilor, domne, trebuie să ne aud, ați demonetizat-o, băi, băieți, ați făcut din țara asta hârtie igienică, trebuie să înțelegeți. O decorație, un titlu de cetățean de onoare trebuie să fie o distinție care să-ți încununeze toată viața ta. De-aia e mult mai cuminte este să fie premiați doar decedații, pentru că ei săraci nu mai pot să facă niciun fel de infracțiune și ai în față toată viața lor, o vezi că este fără pată și atunci poți să spui liniștit, da, vom face cetățean de onoare pe X, pe Y sau pe Z. Dar au ajuns să demonetizeze, să ducă în derizoriu această distinție care unii chiar o merită, să știți, dar nu sunt băgați în seamă. Păi nu primesc, aia care merită nu primesc. Păi nu, toți au fost eliminați, toți sunt alungați. De cine? De aceste vulpi turbate. Vulpile vechi și vulpile noi. Precizarea numărul 2. Vreau să anunț de asemenea, public, tot așa, să rămână în istorie. Mă disociez de toți colegii de breaslă din zona noastră, care n-au suflat o vorbă despre cazul prințului Paul, în momentul în care acesta a fost executat silit, în momentul în care a fost condamnat, n-au scris o virgulă despre faptul că acesta este cetățean de onoare al municipiului Petroșani, și care astăzi se grăbesc să aplaude și cu picioarele, ca să nu spun să pupe părți dorsale ale binefăcătorului lor, când acesta s-a trezit și a retras titlul de cetățean de onoare. Mă disociez public și nu vreau să fac parte în niciun fel din ceea ce acești oameni promovează. Nu vreau să fiu asociat absolut deloc cu ceea ce fac acești așa ziși colegi ai mei. Îmi pare rău, din această seară nu mai suntem colegi. Sper că vă uitați, dacă nu, poate are cine să vă transmită. Acestea sunt cele două precizări pe care am dorit foarte mult să le fac în această seară. Altfel tristă, cum am spus la început, când 5 oameni, 5 semeni ai noștri, 5 români, 5 pacienți și-au pierdut viața într-un mod care nu poate fi descris. Ultimul punct pe ordinea de zi, domnule profesor, săptămâna aceasta au continuat celebre proteste ale sindicaliștilor, în special din zona Cartel Alfa, și o să vă rog să-mi spuneți, știu că iubiți foarte mult și sindicatele și aveți o părere foarte bună, cât vor mai continua? Domnule Tașcă, vreau să lămuresc eu exact cum ați lămurit dumneavoastră o problemă. Eu sunt un adept al ideii de sindicat. Eu cred în mișcarea sindicală. Eu nu cred în cei care au compromis sindicatele și ideea de mișcare sindicală, care vă mint că vă apără. De fapt, nu se apără decât pe ei. Uitați-vă, de exemplu, este un domn care este veșnic. Cred că trebuia să iasă la pensie. Bogdan Iulu Hosu. Omul acesta câștigă numai de la sindicat 35.000 de euro pe an. Păi, o fi sărac? Nu, păi eu nu, eu vă întreb, e mult, e puțin? Păi, știți de ce? E foarte pentru bine. Pentru că atunci când vorbesc despre sindicalist, eu am în mintea mea imaginea unui om
care face parte din clasa proletară, clasa muncitoare, corpul tehnic, într-un caz nu are guler alb, nici într-un caz nu are conturi în bancă de 10 sau sute de mii de euro. Se îmbracă destul de sărăcăcios. Nu, stați un pic. La banii care iau, la veniturile pe care le încasează, oamenii ăștia au niște averi pe care miniștrii nu le au, pe care oameni care lucrează în domeniul privat de 20, 25, 30 oameni de ani. Oameni de afaceri n-au asemenea câștiguri. Asta nu înseamnă sindicat și sindicalism. Aici este vorba despre sindicatul mafiei. Deci, eu știți cred că ele sunt îngemănate în istorie. Categoric că știu chestia asta și putem să discutăm și despre sindicatul șoferilor din Statele Unite, care într-o anumită formă este replicat european la noi în țară. Acești oameni eu m-am retras după 20 de ani din sindicat, după ce mi-am dat seama și a ajutat și de alții să mă întreb, bă, tu mai dai bani la sindicat? Dădeam 30-40 de lei pe lună. Și m-am gândit într-o zi, bă, pentru ce dau eu 30-40 de lei pe lună, timp de 12 luni, pentru o plasă de bomboane și alte chestii pentru copii, care oricum o cumpăr eu singur, fără niciun fel de și probleme. Și cu cei 30 de lei lunar, da, cumpărați chiar mai multe plase de bomboane. Ascultați-mă ce vă explic. Și atunci mi-am dat, bă, ăștia nu au făcut absolut nimica pentru mine. Absolut nimica pentru ei. Tot ce au făcut, au făcut pentru ei. De ce? Pentru că sunt remunerați în afara sistemului în care se lucrează, pentru că sunt sponsorizați în fel de fel de deplasări, pentru că își fac fel de fel de relații, pentru că deja ajung în ceea ce se numește pătura superpusă a lui Eminescu. Data trecută n-am mai putut să mai vorbesc din de păcate, Eminescu și da, îmi pare foarte rău. Mihai Eminescu, să știți că a fost unul dintre cei mai mari sociologi români. Există o carte foarte bună, foarte frumoasă, Sociologie eminesciană. Și Eminescu vorbește despre pătura superpusă și despre selecția valorică inversă și despre o sintagmă extraordinară care sună în felul următor. România, hotel de lux. Toți băieții ăștia au făcut din România un hotel de lux, bătându-și joc de clasa muncitoare, de salariați, de cine vreți. Două minute, domnule profesor. Două minute? Domnule, da, aș vrea să vă citesc ceva. Vă rog. Dacă mai am timp. Este vorba de cartea mea, niște date pe care le-am adunat din presa locală. Uitați-vă numai despre LSMVJ, domne. Vă spun așa, Cosma a avut închirie vila 6 din Znagov, pentru care a plătit 380 de milioane de lei la nivelul anilor 97. Miron Cosma și LSMVJ au achiziționat o serie de mașini de lux, doar transportul lui Cosma fiind de 40 de milioane de lei pe lună, dar plătit nu de sindicat, ci de RAH, adică de noi, de toți, pentru că asta era... Era demnitar. RAH în care lucra domnul Butulescu și nu-l deranja, și făcea economii cu mine, că n-are o hârtie ca să-mi dea. Așa, atenție, Miron Cosma împreună cu soția aveau salariul împreună cât 11 mineri la un loc. Ilie Torsan cu fiul împreună, îl avea funcția revista presă, vreau să vă dați seama ce funcție avea. Aveau salariu a 8 mineri la un loc. Acești oameni, auziți ce au inventat așa, au inventat pe lângă sporul de periculozitate intrare în subteran și sporul de vechime, au inventat spor de lucru sistematic peste program. Haideți, mă. Spor de limbi străine, spor de fidelitate, spor cumul de funcții. Sporul de fidelitate era celebru. Spor funcții de conducere suplimentară. Dom'le, te doare capul. Eu de-aia v-am spus. Eu nu mai cred în chestia asta și în ce... Trebuie să vă opresc să le citiți, că n-o să încadrăm din nou un timp. Da. Tot Miron Cosma a angajat 17 gărzi de corp, domne, de parcă ar fi fost Trump, Biden... John Moon. Da. Deci, oamenii aceștia și-au bătut joc. Și-au bătut joc. De asta, pentru că au avut același venit cu administrația, ei n-au mai considerat că sunt parte diferită de administrație. Și-au luat costumele scumpe și... S-au împrietenit cu administrația, s-au împrietenit cu factorul politic, factorul politic numea administrația, tot din rândurile lor, și ei spuneau, vă aducem voturi. Mafia asta trebuie să înceteze, pentru că sunteți niște mafioți. Da, o concluzie pertinentă într-o seară tristă, doamnelor și domnilor. Cred că în această seară, ce scuze, am explicat de ce trebuie să vă uitați în fiecare vineri seara de la ora 18 la Vorba lui Tașcă, la Valentin Fulger și la mine, pentru că suntem singurii care spunem lucrurile pe nume, care spunem adevărul, care nu ne ascundem după cireș, și chiar și când mai marilor zilei poate nu le place, noi o să spunem întotdeauna adevărul. Vă doresc o seară liniștită și un weekend frumos!